Salutare și bine ai venit la Motorvlog TV. Eu sunt Andrei Barbu, iar în spatele meu au loc ultimele pregătiri pentru startul L'Etap România Bike Tour de France. Un concurs de ciclism prin centrul Bucureștiului, care are 3 trasee, iar cel mai lung are 85 de kilometri. Dar mai important pentru noi este faptul că noua Skoda Kodiaq este mașina care va da startul acestei competiții. Și este o mașină care se dovedește a fi bună la toate. Pentru că are și electric, are și benzină, are și 745 de litri în portbagaj, dar are și un asistent virtual cu inteligență artificială bazat pe ChatGPT. Așa că hai să vorbim despre mașină și puțin despre această competiție. Am condus deja noul Kodiaq cu motorizarea 2.0 TDI și tracțiune integrală, iar testul respectiv e la noi în playlist aici pe canalul de YouTube. Mi-a plăcut și atunci mașina, însă versiunea plug-in hybrid nu mi se pare doar cel mai complet produs Skoda de până acum, mi se pare cea mai completă mașină din întreaga industrie auto. Ai autonomie electrică excelentă, dar ai și un motor pe benzină la dispoziție pentru când ai drumuri lungi de făcut. Ai spațiu fabulos la interior cu peste 700 de litri pentru bagaje în portbagaj și mai primești și o experiență de condus relaxantă, lejeră, într-un mediu unde ești înconjurat de materiale plăcute și tehnologie de ultimă generație. Tot acest pachet fiind disponibil pentru un preț de 43.673 de euro cu TVA inclus, în versiunea de echipare Selection. Sigur, mașina din acest test mai are câteva opționale, cum ar fi vopseaua metalizată Bronx Gold de 610 euro, jantele Mazeno pe 18 inci de 710 euro, precum și pachetul pentru tapiserie și detalii de interior în stil minimalist, care se numește cum altfel decât Suedia și care costă 1510 euro. Iar farurile cu tehnologie LED Matrix Beam și funcție de cornering, precum și stopurile spate full LED, sunt într-un alt pachet care costă și el 1360 de euro. Și mai adaugi probabil 400 și un pic de euro pentru geamurile față cu protecție suplimentară acustică. Și cam asta e. Ce vreau să spun e că pentru mai puțin de 50.000 de euro poți avea acest Kodiaq EV cu tot ce îți trebuie pe el și astfel, ai avea probabil cel mai competitiv pachet pentru un SUV mare, practic spațios, extrem de eficient și care nu prea face compromisuri. Dar acum că am trecut peste preț, cred că e cazul să vorbim despre această motorizare și despre cum a reușit Skoda să eficientizeze atât de mult electrificarea în regim plug-in hybrid. Pe scurt, noul Kodiaq EV e pus în mișcare de o combinație de motoare. Primul dintre ele este unul pe benzină de 1,5 litri supraalimentat, care dezvoltă 150 de cai putere și 250 Nm, cuplul maxim fiind disponibil între 1500 și 4000 de rotații pe minut. Mai apoi, o baterie cu o capacitate de 25,7 kWh este montată sub banchetă și alimentează un motor electric care poate dezvolta 85 de kW. Livrarea puterii către roțile față se face prin intermediul transmisiei automate cu dublu ambreiaj, iar puterea combinată a întregului ansamblu este de 204 cai putere. Până aici ai putea spune că n-avem de-a face cu nimic spectaculos și că tehnologia plug-in hybrid nu mai e de mult vreo inovație. Ei bine, deși are doar 204 cai putere, această mașină accelerează de la 0 la 100 de km pe oră în 8,4 secunde și are o viteză maximă de 210 km pe oră. De la un SUV care cântărește în jur de 2 tone și care măsoară 4,76 metri în lungime. Iar aici este absolut clar că această transmisie contează enorm. Iar când vine vorba despre consum și autonomie strict electrică, datele sunt cât se poate de promițătoare și de impresionante. De exemplu, eu am preluat mașina cu bateria la 80% și am parcurs cam 200 de km în regim mixt până am golit efectiv bateria. Iar consumul mediu de benzină a fost de 2,2 sau 2,3 litri la 100 de km, cu un consum de curent de puțin peste 10 kWh la 100 de km. Ce înseamnă treaba asta în cost efectiv? Păi, matematic vorbind, pe lângă costul carburantului, mai adaugi un preț maximal de 2,5 lei per kilowatt.
și îți iese în total un cost de cam 40 de lei pentru fiecare 100 de kilometri. Adică echivalentul a unui consum mediu de cam 5 litri la 100 de kilometri. Dar treaba asta se întâmplă în cel mai nefavorabil caz, cel în care încarci de la stații rapide și plătești prețul maxim per kilowatt, nu acasă sau la birou, unde costul este mult, mult mai redus. Și asta nu e nici pe departe tot. Pentru că autonomia electrică estimată oficial de Skoda este de cam 120 de kilometri, 124 de kilometri parcă. Eu n-am încărcat bateria niciodată până la 100%, dar pot să spun că aveam 101 km cu 80% baterie, ceea ce mi se pare absolut fantastic pentru o astfel de mașină. Urmează încărcarea, iar treaba asta până acum era călcâiul lui Ahile pentru modelele de tip plug-in hybrid, din simplul fapt că nu știau să se încarce rapid. Ei bine, poți încărca noul Kodiaq EV cu o putere de 50 de kW, ceea ce înseamnă că ai nevoie de numai 25 de minute pentru a încărca bateria de la 10 la 80%. Eu, de exemplu, am încărcat în 30 de minute de la 0 la 80%. Iar acasă, în curent alternativ, poți încărca cu o putere maximă de 11 kW, deci ai avea nevoie de cam 2 ore și jumătate pentru a încărca această baterie. Așadar, ai un SUV care merge peste 100 de km strict electric, dar care mai are și un rezervor de 45 de litri pe care îl umpli cu benzină pentru drumurile lungi. Adică e mixul perfect pentru o mașină excelentă în mediul urban și suburban, dar care e la fel de bună și de eficientă și pentru drumul lung spre Grecia. Și tocmai de asta, acest Kodiaq a fost mașina oficială a celui mai mare și mai important eveniment de ciclism din București. Pentru că, efectiv, a putut merge lejer cei 85 de km ai turei lungi, fără să arunce noxe în plămânii sportivilor care au pedalat foarte tare pe străzile din București. Pentru că, în definitiv, asta ne interesează pe toți, să scoatem noxele din orașe. Iar acum urmează un voiceover despre L'Etape România by Tour de France. Dar dacă nu te interesează absolut deloc ciclismul, e perfect în regulă pentru că acest material e împărțit pe capitole cu timeline-ul în descriere, așa că ești la doar un click distanță pentru a sări peste această parte și a merge mai departe la capitolul următor, cel al ținutei de drum. Aflat anul acesta la cea de-a treia ediție, L'Etape România by Tour de France a adunat la start în jur de 2000 de participanți, amatori și profesioniști, pentru o cursă extraordinară pe străzile orașului. Cele trei trasee distincte de 14, 42 și 85 de kilometri au marcat puncte de importanță turistică din București, iar scopul principal cred că a fost atins. Mai exact, este vorba despre a promova sportul printr-un stil de viață activ și sănătos, acesta fiind unul dintre motivele pentru care Skoda s-a alăturat acestui eveniment. În același timp, noul Kodiaq EV a fost alegerea perfectă pentru rolul de mașină oficială, grație abilităților sale. Mașina stă bine pe consum, stă bine pe eficiență și încărcare, dar cum se descurcă aceste 2 tone pe drum? Ei bine, într-un singur cuvânt, surprinzător. Am mai vorbit despre noul control dinamic al șasiului la Skoda, care aduce aceste amortizoare cu 2 supape distincte pentru compresie și destindere. Dar eficiența acestui tip de suspensie iese și mai mult în evidență atunci când mașina este grea, pentru că are o baterie de aproape 200 de kg montată acolo în spate sub banchetă. Având această suspensie avansată, Kodiaq EV se conduce foarte bine. Lejer, cu un cuplu excelent disponibil imediat ce ai apăsat pedala de accelerație, cu o direcție consistentă și comunicativă, dar și cu frâne zdravene, mai ales că ai și mod de recuperare cu frânare regenerativă similar cu cel al unei mașini electrice. Spre deosebire de alte modele hibride sau de tip plug-in hybrid, transmisia cu dublu ambreiaj face minuni și livrează puterea rapid în liniște, fără niciun fel de spectacol acustic inutil din partea motorului. Și totul este fluid, liniar, dozabil și, într-un cuvânt, plăcut. Efectiv, această mașină se deplasează fără niciun efort și nu am simțit în vreun moment că aș fi avut nevoie de mai multă putere. Iar această suspensie amortizează totul fără zgomote suspecte și reușește
cumva să minimizeze mișcările de ruliu sau cel puțin să le țină sub control și atunci când mergi puțin mai tare pe viraje. Dacă m-ai întreba ce lipsește mașinii, răspunsul ar fi că în practică aproape nimic. În teorie, ai putea cere sau te-ai putea aștepta ca tracțiunea să fie una integrală, nu doar pe față. Și aici rămâne loc de o conversație destul de lungă și doar tu știi dacă ai cu adevărat nevoie de tracțiune integrală sau nu. Ce pot eu să spun este că am căutat cumva în mod special un comportament subvirator al acestei mașini, pentru că ținând cont de greutatea ei, mă așteptam ca el să apară mult, mult mai repede, dar eu unul nu l-am găsit, nici măcar atunci când am exagerat pe viraje. Și treaba asta mă face să cred că Skoda a depus eforturi serioase pentru setup-ul suspensiei și al direcției. Tot din experiența personală, din perspectiva unui posesor de SUV compact cu tracțiune integrală, în mai bine de un an nu pot spune că am avut nevoie cu adevărat de această tracțiune integrală, pentru că, realist vorbind, drumurile neasfaltate pe care ajungi cu un astfel de SUV țin mai degrabă de garda la sol decât de tracțiunea integrală. Dar, din nou, treaba asta ține strict de modul în care fiecare dintre noi își folosește mașina. Pentru mine, tracțiunea integrală e mai degrabă un moft decât o necesitate. Pentru altcineva ar putea fi o cerință absolut obligatorie pentru un astfel de SUV. Revenind la Kodiaq EV, ai la dispoziție și multiple moduri de condus, iar pentru a jongla între modurile de distribuție a puterii, ai shortcut-uri aici pe ecranul central. Poți alege un mod hibrid sau modul complet electric, poți seta intensitatea frânării regenerative și poți seta ce vrei să faci cu energia din baterie. Mai exact, poți alege dacă vrei o reîncărcare adaptivă și automată sau poți seta sistemul astfel încât el să păstreze un anumit procent în baterie. Și totul e ușor, fără meniuri ascunse și jumbușlucuri care să-ți complice experiența de la volan. Iar în final trebuie să vorbim și despre acest interior, unul care mie mi se pare că e perfect construit cu atenție la detalii și cu o combinație de materiale și culori foarte calde și primitoare. Efectiv, combinația asta de aici cu aceste cusături galbene pe griul de tip Alcantara arată foarte bine, iar materialele sunt bune, moi, plăcute, iar nivelul de spațiu pe care l-ai acolo pe banchetă este absolut excelent, iar portbagajul are 745 de litri de volum, ceea ce înseamnă că este uriaș. De aici, de la portbagaj, mergem la ecranul central de 13 inci, care are un meniu bine structurat, simplu, ușor de folosit și de înțeles. Mai ales că interfața sa poate fi configurată pentru a avea acces rapid și facil la cele mai des utilizate funcții ale mașinii. Mai departe, instrumentarul de bord, evident și el complet digital, este configurabil, iar toată interacțiunea cu sistemele de control ale mașinii este una foarte facilă, foarte lejeră, fie pe ecranul central cu funcție tactilă, fie folosind comenzile de pe volan pentru instrumentarul de bord digital. Climatizarea are comenzi fizice care îndeplinesc mai multe funcții, cu un buton central care selectează modurile de condus, reglează intensitatea fluxului de aer și care devine și buton pentru volum. Iar când vine vorba despre capitolul practic, îți sugerez să urmărești shorturile sau clipurile scurte de aici, de pe canalul de YouTube, pe care le-am făcut cu celălalt Kodiaq, cel 2.0 TDI, pentru că am punctat acolo absolut tot ce îți poate oferi această mașină. Dar pe scurt, nici când vine vorba despre caracterul practic, nu duci lipsă de nimic. Ba chiar din contra, aș putea spune, pentru că asta este o mașină mare. În final, noul Kodiaq este pentru mine personal cea mai completă și polivalentă mașină disponibilă în acest moment pe piață. Sistemul de propulsie este impresionant, eficiența în consum e greu de crezut și când ai datele aici în față, iar întreaga experiență de la bordul mașinii e mai apropiată de cea unui model premium, mai ales când ai aceste geamuri cu protecție acustică suplimentară, mai ales când ai această tapiserie și aceste materiale de aici de la bord.
Iar dacă iei în calcul și prețul de achiziție, Kodiaq EV devine o mașină greu, dacă nu chiar imposibil de ignorat. Pentru că, așa cum am spus de mai multe ori până acum, nu-i lipsește nimic și poate îndeplini multiple roluri pentru o mașină. Poate fi electrică, poate merge pe benzină, poate merge excelent și foarte, foarte eficient în oraș, dar te poate duce și la drum lung, fără niciun fel de bătaie de cap, fără o planificare serioasă când vine vorba despre a căuta stații de încărcare pentru mașini electrice și așa mai departe. Și da, asta este o mașină care le face pe toate. Cam atât despre noul Kodiaq în versiunea plug-in hybrid. Dacă acest material ți-a plăcut, ți s-a părut interesant, informativ sau enervant, ai la dispoziție butoanele de like și de dislike, dar ne poți ajuta oricând și cu un comentariu și cu un share pe mai departe. Iar dacă încă nu te-ai abonat la canalul nostru de YouTube, nu uita să faci treaba asta, pentru că totul este la un click distanță și pe noi realmente ne ajută mult. La revedere!